Salutare, eu sunt Florin și port Ura Ring 3 de mai mult de un an de zile. M-am gândit să fac acest material pentru că am primit de multe ori întrebarea Merită Ura Ring? Mă ajută? O să încerc să vin cu răspunsul la toate întrebările pe care le-ai putea avea despre un astfel de gadget. De asemenea, dacă aveți alte întrebări sau curiozități, nu ezitați să folosiți secțiunea de comentarii. Pentru început să vorbim despre design, rezistență în timp și experiență de utilizare. Despre setup, alegerea inelului potrivit și procesul de achiziție v-am povestit în clipul original. Vă invit să-l urmăriți ca să nu mă mai repet și aici. Am purtat inelul în fiecare zi de când l-am primit și l-am dat jos doar cât să-l încarc. Drept urmare, m-am obișnuit cu el și când nu-l port, simt că îmi lipsește ceva. Deși inițial m-am gândit că o să-l port pe arătătorul de la mâna dreaptă, am ajuns să-l țin mai mult pe degetul din mijloc, deoarece acolo este cel mai confortabil pentru mine. Pe arătător stă puțin cam fix în timp ce pe mijlociu se mișcă puțin, dar nu am observat o diferență între citiri pe timpul nopții. Eu am modelul negru mat și are și semne de bună purtare, cum ar zice părinții noștri. Are zgârieturi în partea de jos și mici semne și în partea de sus. E inevitabil ca un asemenea dispozitiv să nu se zgârie, mai ales dacă lucrez mult cu mâinile. Eu l-am lovit de cleanță, obiecte de metal și așa mai departe. L-am purtat pe frig pe căldură, în ocean, la piscină și nu am întâmpinat probleme cu el. Altfel, linelul e confortabil, ușor și plăcut de purtat, indiferent că e pe timpul zilei sau al nopții. Iar asta este un mare avantaj al unui astfel de gadget. Îl porți zilnic și uiți de existența lui. Astfel încât aproape fiecare zi de când am URA Ring 3, o am monitorizată și aș putea să spun câte ore am dormit pe 5 septembrie anul trecut, de exemplu. Zic aproape pentru că au fost anumite perioade când am ratat o citire. Fie se descărcase și nu am putut să-l încarc, fie am călătorit cu avionul pe timp de noapte și nu am dormit și a rămas confuz, astfel încât nu a afișat nimic în ziua respectivă. Mai departe să vorbim despre încărcare și autonomie. Inelul are o baterie încorporată și pentru a-l încărca ai nevoie de încărcătorul care vine în cutie. La început, autonomia bateriei era de cam 6-7 zile cu o singură încărcare. Acum aș putea zice că a mai scăzut la cam 5 zile de utilizare, și mai puțin dacă folosești funcția de măsurare a oxigenului din sânge. 4-5 zile este ok din punctul meu de vedere, dar dacă ai o vacanță mai lungă, ar trebui să-ți iei încărcătorul după tine. Sper doar să nu ajung să-l încarc în fiecare zi. Al doilea mare avantaj al acestui dispozitiv este faptul că are un software foarte bun care poate să pună lucrurile în perspectivă pentru purtător. Ai trei mari secțiuni. Readiness, care îți indică cât de pregătit este corpul tău pentru activitate, Somn și activitate. Inelul ia toate datele despre bătăile inimii, somnul, temperatura corpului și alți factori și în fiecare dimineață primești un scor de readiness și o descriere scurtă. Eu în fiecare dimineață îmi verific telefonul și aplicația. La fel cum mă uit pe aplicația de vreme ca să știu cum să mă îmbrac, așa mă uit și pe aplicația URA ca să știu ce să fac. Dacă primesc o avertizare să o las mai moale, atunci încerc să nu fac un efort prea mare. Sigur, câteodată nu ai de ales, însă alteori poți să plănuiești. În această categorie, văd bătăile inimii pe timp de noapte, variabilitatea bătăilor inimii, temperatura corpului și rata de respirație. Apoi, mai jos, toate datele sunt puse sub formă de grafic și pot să văd cum mă descurc. Văd dacă am o temperatură corporală optimă, dacă activitatea e la un nivel bun și așa mai departe. Te ajută? Da, în cazul meu chiar pot să prioritizez recuperarea. Au fost ocazii în care am văzut că am o temperatură corporală mai ridicată decât de obicei și astfel am avut probleme de somn. În zilele alea am încercat să nu fac eforturi prea mari, să mă odihnesc mai mult, să nu consum alcool și să nu mănânc prea greu. Da, pentru că ambele îți pot afecta somnul și astfel îngreunez sarcina de recuperare a corpului. De exemplu, mi-am dat seama că dacă beau o bere după 10 p.m., inima mea lucrează mai tare pe timpul nopții și nu mă voi trezi la fel de odihnit ca în mod normal. Asta nu înseamnă că nu mai beau bere sau că nu mai am parte de nopți târzi, dar sunt mai conștient de efectul acestora și încerc să evit când am zile foarte aglomerate. Am mai aflat despre mine că inima mea funcționează într-un ritm mai alert decât altora. De exemplu, foarte rar bătăile inimii cad sub 60 pe minut pe timpul nopții, cu o medie între 60 și 65. O noapte în care am fost foarte răcit, am avut bătăile inimii chiar și în jur de 80 pe timpul nopții ca și cum aș și fost treaz. Vă dați seama cum mă simțeam a zi. De asemenea, în timpul zilei, inima mea este mai activă și nu este rar să văd 90 sau 100 de bătăi pe minut. Poți să o iei și invers, poate ai avut o săptămână mai leneșă și neluț arată că nu prea ți-ai îndeplinit obiectivul de activitate zilnică și că ar trebui să faci și tu niște mișcare. Alte lucruri pe care le-am aflat despre corpul meu, Ard zilnic cel puțin 2500 de calorii și cel mult am avut între 2900 și 3000 de calorii în zilele aglomerate sau în călătorii. În condițiile în care nu fac sport deloc, dar poate asta se va schimba pe viitor. Stay tuned! Inelul are și funcția de monitorizare a inimii în timp real pentru exerciții, însă doar pentru alergat, mers și ciclism. Nu știe să monitorizeze inima pentru alte tipuri de antrenament, precum high intensity intervals, în not sau fotbal și așa mai departe. Per total, nu mi se pare un dispozitiv extraordinar pentru a monitoriza activ antrenamentele. Pentru asta, ți-aș recomanda un smartwatch sau o bărțară de fitness. Pe partea de somn, inelul se descurcă grozav, mai ales după ce URA și-a actualizat algoritmul, iar acum este unul dintre cele mai precise dispozitive pentru a analiza somnului. Vezi cum ai dormit, și ce trebuie să faci ca să te odihnești mai bine. Un lucru de care nu prea m-am ținut eu a fost să respect ora de culcare. Și de multe ori m-am culcat mai târziu decât ar fi vrut inelul. Asta influențează și factorul numit latency care monitorizează timpul în care adormi. Practic ar trebui să adormi în 15-20 de minute după ce te-ai întins în pat. Nu în 3 minute, cum e în cazul meu de cele mai multe ori. De ce? Pentru că mă uit la TV și adorm astfel. În schimb, ar trebui să închid televizorul mai devreme și să las timp corpului să se adapteze pentru somn. L-am mai menționat într-un clip anterior, există un tip pe YouTube numit Quantified Scientist, care a testat acuratețea acestor inele și altor dispozitive de fitness, de somn, dar și în activități sportive. Astfel, Urari 3 cu noul Argorin se încadrează în topul celor mai bune astfel de gadgeturi pentru monitorizarea somnului. Deci am încredere când văd rezultatele dimineața. Există și o secțiune dedicată meditației, exercițiilor de respirație, dar eu nu le-am folosit niciodată. Ca să revin la întrebările pe care le-am pus la începutul acestui clip, te ajută Oura Ring? Eu zic că da și că te face mai conștient de toate lucrurile care îți fac rău și de cele care îți fac bine. Este un dispozitiv pe care îl vei purta tot timpul și astfel ai o perspectivă completă asupra corpului tău. Acum depinde și de tine ce ai de gând să faci în privința asta. Dacă îți zice să te culci mai devreme, dar tu tot de la 2 p.m. închizi televizorul, atunci nu rezolvi nimic. Merită o altă întrebare grea și care nu are un răspuns foarte clar. Inelul are un preț ridicat și în plus plătești un abonament lunar de 30 de lei ca să ai acces la datele pe care le-am menționat anterior. Cel mai ieftin model este 314 euro în acest moment, iar cel mai scump 367 de euro. Nu e un dispozitiv magic care o să-ți îmbunătățească viața imediat, însă te poate ajuta. Te face mai conștient de schimbările prin care trece corpul tău. Poți să acționezi preventiv pentru că o răceală să treacă mai repede. Poți să te forțezi mai tare atunci când ai nevoie. Deci, dacă merită, este pentru fiecare să decidă. Pentru mine, da, dar nu aș putea să spun Ție să fugi acum și să cumperi unul pentru că o să schimbe viața. Cum am zis și la început, dacă aveți și alte curiozități, întrebări, nu ezitați să folosiți secțiunea de comentarii. Pe data viitoare!